Județul Mehedinți a cunoscut o dezvoltare semnificativă în ultimii ani, datorită implicării și eforturilor depuse de autoritățile județene. Una dintre principalele priorități ale președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, este modernizarea tuturor drumurilor din județul Mehedinți, astfel încât acesta dorește să atragă în cadrul Programului Național de Investiții Angel Saligny aproximativ 200 de milioane de lei pentru reabilitarea tronsoanelor de drum unde nu s-au făcut investiții până în prezent, care sunt acestea, ne va spune colega noastră, Denisa Bordeașu. Bună seara, doamnelor și domnilor! Acest proiect amplu cuprinde aproximativ 72 de kilometri de drumuri județene. Vorbim despre reabilitarea și modernizarea drumurilor județene 606A între localitățile Dumbrava și Plopi, de 13 kilometri, 607B între localitățile Magheru și Bunoaica, de 19,3 kilometri, 671E, care face legătura între localitățile Pârvulești și Căzănești, de aproximativ 15 km. De asemenea, se vor reabilita drumurile județene 606D între localitățile Strehaia și Greci, de aproximativ 14 km și 607C de 6,4 km, un tronson de drum către Bahna. De asemenea, se va moderniza și tronsonul de drum comunal 74 în localitatea Stâncești, de 3,8 km. Obiectivul președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, este ca toate drumurile județene să fie reabilitate. Astfel, tronsoanele care au nevoie de investiții, dar care nu au fost incluse în proiectele demarate până acum, vor fi introduse pe programele de finanțare cu fonduri europene în exercițiul bugetar viitor. Ne propunem să atragem peste 200 milioane de lei pentru reabilitarea a 72 km drumuri județene, în urma strategiei pe care am făcut-o la nivelul drumurilor județene din Mehedinți, rămase nemodernizate, în perspectiva viitoarelor programe de finanțare cu fonduri europene, guvernamentale sau buget propriu. Am aprobat astăzi hotărârile privind cererile de finanțare și devizele generale estimative pentru obiectivele de investiții pentru care ne propunem să accesăm fonduri în cadrul Programului Național de Investiții Angel Saligny, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pe pagina sa de socializare. Este vorba despre tronsoane care fie fac legătura cu drumuri deja reabilitate sau modernizate în perioada anterioară, fie au nevoie urgentă de intervenții, pentru ca traficul să se desfășoare în bune condiții cât mai curând pentru locuitorii județului Mehedinți.